Daisuke Sato către interior, frumos acolo Daisuke Sato, a combinat cu Tandia, a căzut Drăghici, mingea este în partea cealaltă, lovitură liberă, 17 metri distanță de poartă. Mureșan cred că a faultat aici, minutul 45, o jumătate de penalti, dacă îmi permiteți. Foarte, foarte frumoasă această fază cu Velev, care încearcă să-l dribleze pe Mureșan. Este împiedicat de acesta, între timp s-a arătat un minut suplimentar pentru prima repriză. Ar putea fi ultima fază, această lovitură liberă directă, cum spuneam, de la 17 metri de poartă, din poziție perpendiculară. Arlauskis trebuie să aibă mare grijă cum își poziționează zidul defensiv. Vajvari, Tandia, Velev, am văzut acolo în preajma balonului. Chiar și Gabriel de Moura, șutării redutabili ai echipei gazdă. Spectatorii speră ca înainte de plecarea către vestiare echipa lor să restabilească egalitatea. Șase oameni în zidul defensiv, aglomerație mare acolo, Tandia se apropie de balon, Tandia și scoate Arlauskis, reflex senzațional al lituanianului de sub bara transversală. Șutul s-a dus pe mijlocul porții, dar oricum a fost greu pentru că Arlauskis era mascat de coechipieri. Excepțională intervenția lui Arlauskis la cea mai mare ocazie a gazdelor, tot Tandia execută cornerul, Arlauskis respinge în vârful degetelor, dar nu mai este timp să se execute și celălalt corner. Pauză la Sfântul Gheorghe. Revedem lovitura liberă a lui Tandia, scoasă de Arlauskis și apoi cornerul parat de același Arlauskis în fața lui Karnitsky. 1-0.